Vreau să ne uităm la o secvență foarte scurtă dintr-o predică numită Mântuirea prin credință. Vedeți titlul 25 februarie 2017, ținută de Toma Miron. Este un predicator adventist. Și la bun început vreau să fac clar faptul că eu nu promovez predicatori adventiști, doctrine adventiste, mișcare adventistă și așa mai departe. Însă aduc în discuție un aspect pozitiv pe care l-am observat în predica asta și care ar trebui pe noi ceilalți evanghelici să ne facă precauți în a cataloga, în a ne da cu părerea despre mișcarea adventistă, predicatorii adventiști și așa mai departe. În general, se afirmă printre adventiști că suntem mântuiți prin credință, dar dacă ești mântuit prin credință, trebuie să ții sabatul. Dacă nu ții sabatul, nu o să fii mântuit sau înseamnă că nu ești mântuit sau o să-ți pierzi mântuirea. Variantele diferă. Depinde cu cine vorbești. Însă am observat în mișcarea adventistă și sunt plăcut impresionat de faptul că există anumiți oameni care se ridică împotriva acestei idei greșite, aș spune eretice, cu privire la mântuire. Această idee care spune că mântuirea depinde de sabat. Și avem în predica de care tocmai v-am amintit un asemenea episod în care Toma Miron face o paralelă între ceea ce spunea Pavel Galatenilor, care vreau să fie mântuiți prin Hristos și prin tăierea împrejur, și adventiștii care zic că sunt mântuiți prin Hristos și prin ținerea sabatului. Și după ce ascultăm porțiunea asta mică, aș vrea să facem o aplicație la noi baptiștii pentecostali creștini după Evanghelie, celelalte culte sau denominații evanghelice. Haideți să ascultăm. Și au stat ei și s-au gândit și au zis, da, mă, dacă nu ești tăiat împrejur, înseamnă că nu ești urmașul lui Avram. Și acum vine Pavel cu blestemele și zice, mă, după ce ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți în fire? Păi voi nu înțelegeți ce înseamnă asta. Când a primit Avram confirmarea că e mântuit, când era tăiat împrejur sau când nu era tăiat? Păi zice că nu era tăiat împrejur. Păi pentru că nu era tăiat împrejur, înseamnă că poți să fii netăiat împrejur. Și au zis evrei, bun, dar după aceea a fost tăiat împrejur. Și acum ce ar fi dacă credem în Hristos, dar ne botezăm și ne tăiem și noi împrejur, ca să fie mai sigură treaba. A, vreți să terminați în fire, zice. Adică blestemați să fiți. Aia care vă chinuie să scrântească. Deci cuvinte grozave, zice Pavel. Și acum stai cu adventistul și zice așa, mai dacă vrei totuși să te mântuiești, cam ce ar trebui să faci? Ați auzit ce a zis Iacov? Citești Biblia, crezi ce a zis Dumnezeu și te mântuiești. Trebuie ținut și sabatul. Este adventist care zice că, mă, dar dacă totuși te mântuiești, ești mântuit prin credință, dar după aceea nu trebuie să ții sabatul. Dacă ai zis după aceea că trebuie să ții sabatul, ești anatema. Ai intrat sub blestem. Șoc. Deci pentru mine a fost un șoc, mai ales datorită faptului că am avut suficient de multe discuții cu adventiști care susțin sus și tare că neținerea sabatului este fie o dovadă a lipsei mântuirii, fie calea spre a-ți pierde mântuirea, da? Spre a nu fi mântuit. Acum, eu cred că interpretarea pasajului respectiv este corectă în cazul acesta. Repet, mă bucur dacă în mișcarea adventistă sunt oameni care se ridică împotriva acestei concepții, și anume că ești mântuit la început prin credință și că după aceea totuși trebuie să mai faci tu ceva, adică trebuie să ții ba una sau alta ca să fii mântuit, da? Sub nicio formă prin asta nu spun că noi, dacă suntem mântuiți, noi nu trebuie să trăim în sfințenie sau să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu sau să facem voia lui Dumnezeu. Trebuie să facem lucrurile acestea. Dar acestea sunt un rezultat, un efect, o dovadă a mântuirii noastre și nu cauza mântuirii noastre. Nu este nici măcar cauza primirii mântuirii și nu este nici măcar modul în care păstrăm mântuirea sau ne îndreptăm spre proslăvire. Mai ales datorită faptului că toată lucrarea sfințirii, a persevererii este lucrată prin puterea Duhului Sfânt de Dumnezeu în noi. Însă vreau să fac o aplicație pentru baptiști, pentru creștini pe Evanghelie, pentru pentecostale. Da,
dacă, conform teologiei lui Pavel, dacă spui că ești mântuit prin credință, dar după aceea trebuie să ții sabatul, dacă spui asta, ești anatema, ești sub blestem. Dar dacă spui că ești mântuit prin credință, dar după aceea trebuie să-ți pui batic pe cap, că dacă nu-ți pui batic pe cap, nu ești mântuită, nu o să fii luată la răpire, ești anatema, ești sub blestem, predici alte evanghelie. Tu predici mântuirea prin Hristos și prin ținerea baticului. Trebuie să porți batic sau voală, asta este altă discuție. Nu despre asta discutăm acum. Dar să legi mântuirea ta finală, de faptul că ți-ai pus ceva pe cap, ești anatema, ești sub blestem. Am auzit penticostali sau baptiști sau creștini pe Evanghelie care spun, da, ești mântuit prin credință, dar trebuie să te botezi. Dacă nu te-ai botezat, nu ești mântuit. Dacă spui că mântuirea este prin Hristos și lângă Hristos pui botezul, ești anatema, ești sub blestem. N-ai înțeles rolul botezului. Trebuie să ne botezăm. Sigur că trebuie să ne botezăm. Dar nu ne botezăm pentru a fi mântuiți de păcatele noastre. Aici este și o discuție pe care trebuie să o ducem pe marginea termenilor folosiți în Sfânta Scriptură. Termenul credință, termenul mântuire. Da? Distinția dintre cazurile în care se vorbește despre botezul spiritual în Hristos, botezul în apă. Oricum, doctrina este clară. Mântuirea este numai prin har, prin credință, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Orice adaugi la asta, ești anatema. Dacă ești pentecostal sau carismatic și spui că ești mântuit prin credință, dar, ca să fii mântuit de plin, trebuie să ai un dar de vorbire, de profeție, de vorbire în limbi sau vreo vedenie, altfel nu ești mântuit, n-ai Duhul Sfânt, ești anatema, ești sub blestem. Predici altă mântuire, nu mântuirea doar prin Domnul Iisus Hristos, doar prin credință. Și din nefericire, cultele sau credincioșii evanghelici au început să propovăduiască și să predice cu foarte mult zel și râvnă falsa mântuire, prin Hristos plus ceva. Deci dacă tu simți nevoia să adaugi la mântuirea prin Domnul Iisus Hristos încă ceva, ești anatema, ești sub blestem. Asta spune Apostolul Pavel în Galateni și face lucrul ăsta foarte clar. Și din ceea ce eu observ, multe adunări au intrat sub anatemele lui Pavel și sub blestem și nici măcar nu-și dau seama de asta, pentru că niciodată nu au predicat din cartea Galateni. Pentru că dacă ar predica din cartea Galateni și ar pune întrebarea, mă, nu cumva ce se predică în biserica noastră este altă evanghelie? Și da, astăzi, ca și pe vremea lui Pavel, sunt predicate alte evanghelii. Mântuirea prin Hristos și prin sabat. Mântuirea prin Hristos și prin botez în apă. Mântuirea prin Hristos și prin semnul vorbirii în limbi. Dacă nu ai vorbirea în limbi, nu ești mântuit. Mântuirea prin Hristos și printr-o anumită etică a unei anumite comunități. Mântuirea prin Hristos și printr-un anumit timp de îmbrăcăminte. Mântuirea prin Hristos și oamenii leagă de mântuire tot felul de lucruri. De multe ori vă uitați, sunt niște aspecte exterioare care nu au de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. Nu au de-a face cu sfințirea care pornește din inimă și este lucrată de Duhul Sfânt. Este un avertisment teribil pe care ne-l dă Pavel și este de fapt un semnal de alarmă pe care au început să ne-l tragă oameni de la care eu nu mă așteptam. Să nu cumva să ne trezim, să nu cumva să ne trezim că am lucrat ani de zile și am predicat o mântuire falsă, o evanghelie falsă. Dacă tu predici mântuirea prin Hristos și adaugi orice la lucrul acesta, atunci ești anatema, ești sub blestem și duci pe alți oameni în rătăcire și predici altă evanghelie.